Primăria Municipiului Caransebeș, în baza acestei asocieri, vine cu amenajările edilitare peisagistice în zona, în terenul pe care îl pune la dispoziție Căile Ferate Române, un teren amplasat pe calea Timișoarei, între gară și intersecția cu calea Vârșețului spre Reșița. Sperăm ca această zonă să fie o zonă atractivă din punct de vedere turistic și simbolic până la urmă pentru feroviarii din Banat și Caransebeș, iar cele trei exponate care fac parte din patrimoniul național să fie vizitate și apreciate de toți cei care sunt atrași de asemenea obiecte importante, istoric, obiecte de patrimoniu național, obiecte care reprezintă istoria și evoluția transporturilor în România. Yeah.